Bine v-am găsit, ce mai faceți, totul bine? Ne regăsim la o altă poveste de groază. Din ea descriu, este o poveste pe care de asemenea o aveam de foarte mult timp în plan. Și, în căutarea ei, am găsit și următoarele părți. Pentru că da, povestea are un fel de continuare. Să-mi spuneți în comentarii dacă doriți și acele părți. Și doresc să vă întreb dacă doriți să auziți povești similare într-un singur videoclip mai lung. Spre exemplu, un videoclip care să conțină toate poveștile care au legătură cu, să zicem, biserici, care au legătură cu întâlniri paranormale și tot așa. Este o idee care, da, mi-a venit privind în afară și mi s-a părut chiar foarte bună, mai ales că suntem cu toți oameni și nu mereu voi putea posta. Viața este imprevizibilă. Așa că vă mulțumesc că sunteți aici să ascultați și le mulțumesc și membrilor canalului, deoarece, fără să știe, au făcut posibil apariția acestei povești pe canal. Nu uitați de like, de comentariu pentru algoritm și dacă nu sunteți încă abonați, vă invit să o faceți. Ascultare plăcută! You can't hide. Come here. Vă scriu acum, dar nu vă scriu din camera mea, cu un pat atât de moale și o fereastră atât de luminoasă. Nu scriu din casa mea, cu canapele atât de confortabile și mâncarea atât de bună. Oh, mâncarea, cât de mult îmi lipsește, de apă de asemenea, dacă aș putea obține o picătură. Oh, cum i-aș mulțumi lui Dumnezeu. Ei bine, aș mulțumi cuiva pentru ea oricum. Nu scriu din căsuța mea din copac, printre prieteni atât de trași și păsări ciripind atât de frumos. Nu scriu nici măcar din lumea în care trăiți acum. Nu, scriu dintr-un loc mult, mult mai rău. Este ironic, pentru că în ultimele mele clipe pe lume nu puteam imagina un loc mai rău decât locul pe care îl numim Pământ. Am crezut că un astfel de loc nu poate exista. Cât de mult m-am înșelat. Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Patrick și, ca să înțelegeți ce gândesc, trebuie să vă duc puțin în urmă, înapoi în lumea în care Dumnezeu, Dumnezeul vostru, nu al meu, m-a pus. Oh, anii 80, ce vremuri să fii în viață, filme grozave, muzică grozavă, oarecum, prieteni grozavi, familie grozavă, casă grozavă, o viață grozavă. Ah, scuze, divaghez. Eu aveam 11 ani, locuiam într-o casă suburbană cu mama mea, Sara, tatăl meu Vincent, frații mei gemeni de 13 ani, Darren și Bryce, și desigur, sora mea de 5 ani, Nancy. Dacă mă gândesc mai bine acum, mă întreb ce mai face scumpa Nancy. A fost întotdeauna atât de prețioasă, atât de inocentă. Sper că prin ce am trecut împreună nu a schimbat asta. Oricum, îmi amintesc ziua atât de clar. Jucam un meci de basket 2 contra 1. Eu eram cel care juca singur, cu Darren și Bryce. Cei doi nesimțiți mi-o trăgeau, bineînțeles, fără să se sfiască, să mă bruscheze și să mă tachineze. "Patrick, ești tu măcar la asta?" spuneau ei. Ei bine, bineînțeles că eram măgar. Eram un puș de 11 ani care juca 2 la 1 împotriva a 2 nemernici de 13 ani. De fapt, știți ceva? O să încetez să le mai spun pe nume. Vezi tu, când ești pe pământ, e ușor să le spui pe nume membrilor familiei tale și să te cerți cu ei constant. Acolo unde sunt eu acum, însă, ai da orice să-i îmbrățișezi timp de 5 secunde și să le spui cât de mult îi iubești. Ups, iar încep să tipachez. Ei bine, destul de curând, mama ne-a chemat, deoarece aveam niște oaspeți în acea seară, noi noștri vecini. Noi vecini în cauză erau familia Hofmeister. Până în acel moment, tot ce mi-auzisem frații spunând despre familia Hofmeister erau lucruri de genul "sunt înfiorător ca naiba" și oameni ciudați care trebuie să plece. Nu împărtășeam aceste opinii, mi se păreau oameni de treabă. Cu toate acestea, familia Hofmeister a venit în acea seară. Familia era formată din 3 persoane. Prima era Elin, în vârstă de 60 de ani, o femeie slabă, cu părul scurt și cărunt, care purta mereu rochii negre. Urma nimeni altul decât Leo, în vârstă de 60 și ceva de ani. Nu mi-amintesc vârsta ticălosului și nici nu-mi pasă. De asemenea, extrem de slab, cu un nas lung care l-ar face gelos și pe tipul pătat din Pantera Roz. Apoi mai era David, fiul lor adoptiv nesigur de 11 ani. Sunt destul de sigur că Leo și David se află în același loc din care scriu eu acum, dar nu sunt sigur. Vezi tu, nu prea avem ocazia să vorbim cu nimeni altcineva aici. Oricum, a fost o seară plină de evenimente. Eileen și Leo au luat ceul cu părinții mei, în timp ce Darren, Bryce, David și cu mine am stat în căsuța noastră din copac, jucând cărți. În căsuța din copac am început să-l cunosc mai bine pe David. Trebuie să spun totuși că părea un pic cam ciudat. Era destul de ciudat când venea vorba să discute despre lucruri precum locul de unde se mutase sau cum era viața acasă. Totuși, era un copil drăguț, doar că foarte timid. Mai târziu în acea noapte, când soarele a apus, frații mei plecaseră deja acasă, iar eu și Davy ne plimbam pe strada noastră luminată de lampioane. Atunci m-a invitat la el acasă pentru puțin timp. Era vineri seara, așa că m-am gândit că ar fi în regulă. Lasă-mă să spun asta, casa lui era mare, era cea mai mare din cartier, la capătul străzii mele, așezată pe un deal, ca și cum ar fi fost mai bună decât toate celelalte. În spatele ei se afla un câmp mare care, în cele din urmă, se confunda cu niște păduri care se aliniau la orizont. Intrând în casa lui David, am intrat în bucătăria lui, unde mi-a spus să mă descalz pentru a nu-i supăra pe părinții lui. Am auzit niște pași la etaj, așa că m-am gândit că părinții lui trebuie să se fi întors deja de la mine de acasă. Ne-am așezat la teșghea, mâncând iaurt, iar David a continuat să evite întrebările mele despre viața lui de familie sau despre viața lui în general. Tot ce știam era că fusese adoptat. Destul de curând, am auzit-o pe Elin la etaj. "David, vino sus, te rog," a spus ea. David mi-a spus să nu mă mișc, pentru că va sta doar un minut. Și uite așa, a dispărut. Stăteam singur în bucătăria lor, terminându-mi cupa de iaurt. M-am hotărât să mă ridic și să mă uit puțin în jur, ca să mă țin ocupat în timp ce David era sus și făcea ce naiba făcea el. Uitându-mă la frigider, am aruncat o privire la câteva dintre fotografiile care erau magnetizate pe el. Acestea includeau fotografii de familie și cu fețele zâmbitoare ale lui Elin și Leo, și cu fața încruntată a lui David. De ce a arătat David atât de nefericit în toate aceste fotografii? Habar n-am. Oh, și încă ceva. Pe frigiderul lor era o fotografie cu un puș care stătea pe podeaua ceea ce părea a fi o pivniță, uitându-se fix la aparatul foto cu o față goală. Ciudat. M-am îndreptat apoi spre un raft din camera lor de zi, care era plin de fotografii înrămate și figurine, o mulțime de autoportrete, inclusiv unul al lui Elin, cu o față inexpresivă, ochi foarte reși și lipsiți de viață. Nu știu de ce, îmi amintea de un portret pe care îl văzusem odată al faimosului cowboy Buffalo Bill. Același tip de privire și expresie. Oricum, scuze, nu știu de ce mi-a venit asta în minte. Am început să mă uit la câteva dintre figurinele de pe raft. O păpușă Mickey Mouse, o păpușă care semna cu o maimuță, asta m-a cam înfiorat, și un colier cu pentagramă. Oh, și mai era și un colier cu crucifix, dar crucea era cu susul în jos. Ce idiot a stricat asta? M-am gândit în sinea mea. Apoi mi-am dat seama că David plecase de ceva vreme și începusem să mă plictisesc. M-am hotărât să mă duc sus și să-l găsesc. Urcând scările, am început să aud niște zgomote ciudate venind dintr-una dintre camerele de la etaj. Păreau a fi incantații, iar când am ajuns în vârful scărilor, mi s-a confirmat că fix asta erau. M-am uitat pe holul de la etaj al casei Hofmeister și am văzut că una dintre camere avea o lumină aprinsă în interior, iar ușa era deschisă doar puțin. În timp ce mă îndreptam spre ușă, Îi puteam auzi clar pe Elin și pe Leo cântând într-o limbă ciudată pe care nu o mai auzisem niciodată. M-am târât încet spre cameră, o decizie pe care o regret până în ziua de azi. Am împins ușa puțin, suficient ca să-i văd pe Elin și pe Leo pe podea, în mâini și genunchi, închinându-se în fața a ceva care îmi scăpa din vedere. Nu am îndrăznit să deschid ușa mai mult decât o făcusem deja, chiar dacă asta însemna să-mi satisfac curiozitatea de a vedea la ce naiba se închinau. Din punctul meu de vedere, puteam vedea un cazan mic, plin cu lichid aburind. Leo sufla fum de țigară și scuipa rom în acest castron. Întreaga atmosferă din cameră era diferită. Nu știu cum să o descriu cu adevărat. Era ca și cum puteai simți prezența altcuiva acolo, dar nu puteam să-l văd. Apoi l-am văzut pe David, în colțul din spate al camerei, ghemuit în poziție fetală, plângând în hohote. Părea mai îngrozit decât oricine altcineva pe care îl văzusem vreodată, până în acel moment. Acum este o altă poveste. Groaza lui David nu a făcut decât să crească atunci când mama lui, dacă vreți să o numiți așa pe vrăjitoarea îngrozitoare, a năvălit în colțul lui de cameră și l-a apucat de încheietura mâinii, ridicându-l de la pământ în încercarea de a-l face să se închine în fața a ceea ce se închinau ei. I-am putut vedea frica crescând când l-a văzut pe Leo scoțând un cocoș dintr-un sac și tăindu-i capul într-un sacrificiu animalic. Apoi fața i s-a albit de groază când și-a dat seama în ce bele era când urina a început să-i curgă pe picior și pe podea. Elin a început să-l pleznească pe David iar și iar, țipând furioasă la el. Niciodată, niciodată, niciodată să nu mai faci asta în fața bestiei! A țipat ea. În cele din urmă, bătaia a încetat, iar David era într-o mizerie foarte mare. Era într-o baltă cu propriile lacrimi și urină. Acesta a fost momentul în care am decis că este o idee bună să plec naibii de aici. M-am întors să ies, dar în graba mea am dărâmat una dintre multele rame de tablouri care se aflau pe biroul de la etaj. Am tresărit când s-a întâmplat asta, știind că era o probabilitate de 99,99% ca cuplul diabolic din capătul holului să audă. Am coborât scările cât de repede am putut, aproape împiedicându-mă. Nu-mi păsa, voiam doar să ies. Totuși, bietul David, mi-aș fi dorit să fi putut face ceva pentru a-l ajuta. Apucând mânerul ușii, m-am pregătit să ies în grabă pe ușa din fața acelei case îngrozitoare. Apoi, m-am oprit brusc. Sfinte Sisoie, te rog spune-mi. Da, pantofii mei erau încă în bucătărie. Am alergat ca să-mi salvez viața spre bucătărie, agățându-mă de pantofi ca de o rachetă. I-am apucat. Da. Bună, Patrick. Nu. M-am uitat în sus și am văzut-o pe Elin, în picioare pe balconul de la etaj, privind în jos peste mine cu o expresie prea prietenoasă pe față. Am rămas încremenit pe loc. Să fug? Nu. Va părea o prostie. În plus, va ști că am văzut tot ce făceau ciudații acolo sus. Bună, am reușit să spun. Nu mi-am dat seama că ești încă aici, a spus Elin, într-un mod mult prea prietenos. Oh, da, scuze, am spus. Nu trebuie să-ți cer scuze, a spus ea, dar se face destul de târziu. Ar trebui să te duci acasă. Nu avem nevoie ca părinții tăi să vină aici. Nu-i așa? Nu, nu avem nevoie, m-am gândit eu. Am reușit să dau un răspuns stupid, înainte de a-mi lua la revedere și de a mă grăbi spre ușa lor, izbucnind pe ea. Nu mă mai întorc niciodată acolo, mi-am zis. Asta, dacă ar fi adevărat. În timp ce alergam spre casă, m-am uitat înapoi și ceea ce am văzut m-a înfrigurat până la os. La una dintre ferestrele dormitorului era Elin, care stătea acolo și se holba la mine. Când m-a văzut uitându-mă, a ridicat brațul și mi-a făcut cu mâna. Asta a fost tot. Știa că am văzut. La naiba. Ei bine, am fugit acasă cât de repede m-au ținut picioarele. Le-am spus imediat fraților mei. Le-am spus despre bătăi, incantații, cazan și despre Elin care se adresa în mod repetat cuiva sau ceva, din cameră cu numele Bestia și Lucifer. Ei bine, frații mei proști au început să răspândească povestea în toată școala până când toată lumea a aflat. Toată lumea știa că părinții lui David erau sataniști. Exagerată și exagerată, povestea s-a răspândit ca focul. David a refuzat să vorbească cu mine, știind că eu am răspândit zvonurile. Mi-a părut rău pentru el, dar nu știam ce să fac. Mi-era prea frică să chem poliția sau serviciile de protecție a copilului după ceea ce am văzut în acea casă. Eram prea tânăr ca să știu că asta trebuia să fac și că nu era o alegere. Am încercat să împing totul în spatele minții mele, asta până în noaptea de Halloween, câteva săptămâni mai târziu. Ah, bunul vechi All Hallows Eve. A fost una dintre sărbătorile mele preferate. În acea noapte de Halloween făceam ceea ce ar fi trebuit să facă orice copil. Încercam să împachetez într-o singură noapte cât mai multe bomboane posibil într-o față de pernă. Prietenii mei și cu mine încercam să ajungem în toate cartierele locale, astfel încât să fim în stare să adunăm bomboane luni întregi. Cu toate acestea, planurile mele au fost ruinate când am întâlnit cu frații mei și cu prietenii lor vicleni și cu gura mare. Frații mei m-au luat deoparte și mi-au spus că nu am de ales decât să le arăt fereastra camerei în care am văzut familia făcându-și faptele. Nu am putut să mă contrazic și, în curând, m-am trezit înapoi în acel loc de temut. Circumstanțele m-au făcut să nu pot să refuz și, în curând, m-am trezit înapoi în acel loc de temut. Frații mei, prietenilor și cu mine stăteam în curtea familiei Hofmeister, pe latura casei lor. Pe ale erau camioane cu lucruri de împachetat pentru a se muta. Nu am fost surprins, acei oameni fuseseră umiliți. De fapt, eu eram foarte fericit că acești călăși nu vor mai locui pe strada unde dorm eu. Fratele meu de rân mi-a confirmat că s-au mutat din cauza zvonurilor. Ei bine, înainte să-mi dau seama, frații mei m-au forțat să mă urc într-un copac pentru a vedea mai bine fereastra de pe partea laterală a casei. Voiau să vadă dacă era ceva nebunesc care să se vadă în fereastră și, bineînțeles, fiind o persoană influențabilă, m-am urcat în copac. Părea că totul merge bine până când lumina de la fereastră s-a stins. Acesta a fost primul semn că ceva nu era în regulă. Cu toate acestea, înainte să cobor din copac și să le spun fraților mei să plece, am auzit cu toții ușa de la intrare deschizându-se. Bineînțeles, frații mei și prietenii lor au plecat, lăsându-mă pe mine în copac. Eileen trebuie să-i fie auzit, pentru că următorul lucru pe care l-am știut a fost că dădea târcoale pe partea laterală a casei și examina urmele noroioase lăsate de frații mei și prietenii lor. Asta este, m-am gândit. O să rup din greșeală o creangă sau o să cad sau ceva de genul ăsta, iar ea o să mă prindă. Dar, printr-un miracol, Eileen nu m-a văzut în copacul ei și a intrat în casă. Ei bine, am fugit de acolo, lăsându-mi pălăria de pirat, parte din costumul meu de Halloween, pe jos în curtea lor. Nu voiam să mă mai uit niciodată la casa aia nenorocită. Am alergat pe strada mea și prin cartierul meu până în curtea școlii, unde eu și prietenii mei am convenit să ne întâlnim după mica schema fraților mei. Și spre marea mea consternare, prietenii mei nu erau de găsit. Tot ce am putut spune în acel moment a fost că frații mei ar fi făcut bine să aibă încă bomboanele mele în posesia lor. M-am mai uitat puțin prin curtea școlii, nu am găsit nimic, nici urmă de prietenii mei. Trebuie să fi fost destul de târziu în acel moment, nu mai erau nici măcar colindători pe străzi. Știam că părinții mei mă vor ucide, așa că am început să mă îndrept spre casă. O plimbare acasă noaptea de Halloween a fost cel mai tare lucru din lume. Era liniștită, înfricoșătoare și tulburătoare, toate în același timp. Îmi cam plăcea acel sentiment înfiorător, era ceea ce dădea farmecul Halloween-ului. Cu toate acestea, chiar nu-mi place sentimentul de teroare, un fel de sentiment terifiant care a venit peste mine când am observat că am fost urmărit de Leo Hofmeister în camioneta lui. Grozav! În spatele meu erau Eileen și Leo. Leo, bineînțeles, fiind acel câine nenorocit care era, el conducea. Eileen stătea pe scaunul pasagerului. Ei știau că am răspândit acele zvonuri. Cine altcineva ar fi putut? Nimeni altcineva. Am fost singurul lor vizitator în noua lor casă. Am fugit cât de repede am putut pe stradă. Vechea lor camionetă albastră continuă să meargă după mine. În cele din urmă, am ieșit de pe trotuar și am intrat în pădure. Am alergat mai repede decât am făcut-o vreodată în viața mea în acea noapte. Trecând prin pădure, m-am uitat peste umăr și am văzut camioneta lor, care era parcată pe marginea drumului lângă pădure. Sfinte Sisoie, m-am gândit, sunt mort, oamenii ăștia sunt nebuni. Din păcate, uitându-mă la camioneta lor parcată, nu am văzut trunchiul de copac căzut din mijlocul drumului meu și, după cum probabil ați ghicit, m-am împiedicat de el, scoțându-mi până și ultimul strop de aer din plămân când am ajuns la pământ. M-am târât, gâfâind și șuierând după aer. În clipa următoare, figura amenințătoare a lui Eileen stătea deasupra mea. Arăta atât de înspăimântătoare în lumina lunii, părul ei gri și bâlbui fiind luminat, în timp ce restul feței rămânea întunecată și ascunsă. Și mai înfricoșător a fost când mi-a întins pălăria de pirat și mi-a scăpat-o în poală. Grozav, era a doua oară când îmi băgam nasul unde nu-mi fierbea oala și cumva aveam sentimentul că nu voi primi și a treia șansă. Oh, Patrick, ai avut o căsătură urâtă. Lasă-ne să te ducem la noua noastră casă și să avem grijă de tine acolo. O să te facem să te simți vindecat și nou. Am implorat-o, spunându-i că sunt bine și că trebuie să fiu acasă. Bineînțeles, ea nu m-a ascultat. Vrăjitoarea m-a prins de încheietura mâinii și m-a trăit afară din pădure până la camioneta lor. Eram ca și mort, eram atât de mort. Ei bine, aș fi fost dacă nu ar fi fost un vecin în trecere, care i-a prins pe cei doi în timp ce mă forțau să urc în camioneta lor. Eileen și Leo au reușit repede să urce în camionetă, plecând de acolo și lăsându-mă în urmă. M-am dus acasă și le-am povestit părinților mei întreaga întâmplare. Polițiștii au fost chemați, dar, după câteva zile de căutări, nu știau unde se află familia Hofmeister. După spusele lor, aceștia nu se aflau la vechea lor casă și nici la cea nouă. Nici apartamentele sau camerele de hotel nu figurau în dosar. Acele gunoaie adoratoare de demoni și abuzatoare de copii dispăruseră din rețea. Am fost de acord cu asta și am decis să încerc să-mi continui viața, sperând că nu va mai trebui să mă gândesc niciodată la Hofmeisters. Cu toate acestea, nu a trecut mult timp până când am început să observ niște lucruri ciudate în cartierul meu. Ce vreau să spun prin asta, vă întrebați? În primul rând, au fost câteva cazuri în care vedeam un copil pe stradă, mergând pe drum într-o stare de transă. Și unde mergeau? Niciun alt loc decât dealul ăla nenorocit și întemuta casă Hofmeister. Țineți cont de faptul că eram paranoic la acea vreme, iar fereastra dormitorului meu dădea direct la stradă, așa că eram singurul care observa aceste lucruri, cel puțin singurul din casa mea. Am încercat să le spun părinților mei, dar erau doar enervați, spunându-mi să nu mai las temerile să pună stăpânire pe mine. Nici până în ziua de azi nu i-am iertat pentru asta, dar, din nou, tot ce vreau acum este să le spun că iert. Întâmplările ciudate au început apoi să iau o turnură și mai înfricoșătoare. Într-o noapte, m-am trezit auzind șoapta surorii mele mai mici, Nancy. M-am dat jos din pas să arunc o privire, în timp ce mergeam pe hol, spre camera ei, am început să înțeleg ce spunea, lucruri de genul și, bine, mă duc. Am deschis ușa la timp și am văzut-o stând în genunchi în patul ei, uitându-se pe fereastră. Totuși, nu asta a fost partea înfricoșătoare. Partea înfricoșătoare a fost să văd o umbră slabă, de femeie, proiectată de lumina lunii pe peretele dormitorului lui Nancy. În secunda în care am strigat-o pe Nancy, umbra a părut să fugă. M-am revezit repede la ea, întrebând-o cu cine vorbea. Surioara mea nu avea nici cea mai vagă idee despre ce vorbeam. Le-am spus părinților mei și, de data aceasta, tatăl meu a sărit din pat la gândul că cineva stătea în fața ferestrei lui Nancy. Cu toate acestea, a ieșit afară și nu a găsit pe nimeni. Hei! Hei, e cineva! Hei! Ei bine, am început să vorbesc din nou cu frații mei. Ați fi crezut că am învățat de prima dată. Darren și Bryce, împreună cu prietenii lor, au început să dezvolte un interes din nou în toate aceste vorbe despre Aileen. Ceva legat de acel loc înfiorător de la capătul străzii amuza, le dădea fiori, le plăcea acest tip de lucruri. Un alt lucru de știut despre Darren și Bryce era că avea un talent în a se furișa afară din casă sâmbătă seara, un lucru pe care părinții mei îl urau, dar nu au luat niciodată suficiente măsuri pentru a împiedica. Și, într-adevăr, frații mei și prietenii lor s-au furișat într-o sâmbătă seara să vadă vechea casă Hofmeister. De data aceasta, însă, nu i-am însoțit, dar cu siguranță am aflat despre asta, pentru că, după ce frații mei au dispărut în acea noapte, unul dintre prietenii lor, care a fost suficient de deștept să plece de acolo mai devreme, mi-a spus despre asta. Poliția s-a dus la casa Hofmeister cu mandat de percheziție și tot tacâmul pentru a investiga. Nu au găsit nimic acolo, nimic. Totuși, ca de obicei, eu am continuat să fiu cel care face descoperirile terifiante. De data aceasta, a fost vorba de o casetă VHS pe care am găsit-o într-o dimineață ieșind din videorecorderul din camera mea. Introducând caseta, primul lucru pe care l-am văzut pe ecranul televizorului a fost o filmare statică a unei pivnițe. Pivnița era atât de întunecată și murdară, aproape ca o temniță. Dintr-o dată, camera a început să se agite puțin, iar cel care o ridicase a îndreptat-o spre nimeni altul decât fratele meu, Darren. Darren era legat de un scaun, inconștient, arătând vânăt, bătut și abuzat. Strigătul puternic al cameramanului l-a trezit pe Darren. Cea care filma era Aileen. Ea a început să râdă bolnăvicios în timp ce Darren își revenea din simțiri, începând imediat să plângă. Cine naiba ar face așa ceva unei alte ființe umane, m-am gândit eu. Până la urmă era și fratele meu. Am privit cu groază cum a continuat să-l chinuie verbal pe Darren, ajungând în cele din urmă să se ia de el, lovindu-l în față, în piept și în cele din urmă, în zona inghinală. Această femeie era o pedofilă bolnavă și murdară. Abia când am văzut-o pe Aileen începând să scoată o seceră din buzunar, am oprit caseta. O parte din mine voia să continui. Trebuia să știu dacă Darren era mort, dar nu puteam privi, nu puteam suporta să-mi văd fratele torturat astfel. Am urcat în grabă în camera părinților mei, lăsând caseta VHS în casetofon. Cu toate acestea, părinții mei dispăruseră. Ah, la naiba! M-am gândit, eu sunt următorul? Ei bine, când am coborât scările, m-am oprit în loc pe casa scării. Mi-a înghețat sângele când am observat-o pe Aileen Hofmeister în camera mea, scoțând cu grijă caseta VHS din videorecorderul meu cu mânuși de latex. S-a uitat la mine. Jur, în secunda în care am făcut contact vizual, inima mea a sărit în sus. Mi-a zâmbit și mi-a făcut cu mâna, spunând: mă întorc după voi doi diseară. Și uite așa, vrăjitoarea a ieșit pe fereastra mea și a dispărut. M-am grăbit spre dormitorul lui Nancy, acum speriat de moarte. Ah, slavă Domnului, Nancy era încă acolo, dormea profund. Asta până când am trezit-o eu. Am intrat în fugă țipând și plângând, probabil speriind-o de moarte pe biata fată. Nu i-am spus despre caseta video, am spus doar poliției. În acea noapte, vecina noastră, Betty, o bătrână fragilă, a avut grijă de noi la noi acasă. Nimeni nu avea idee unde naiba erau părinții noștri. În fața curții erau doi ofițeri de poliție care supravegheau casa. Betty a fost întotdeauna o vecină minunată, o bătrână atât de drăguță, cea mai drăguță femeie pe care ai fi întâlnit-o vreodată. Sunt sigur că e în ceruri acum. Dacă ea nu a ajuns în rai, atunci nu știu cine ar putea. Oricum, am fost destul de nerăbdător în acea noapte, chiar și cu polițiștii care păzeau casa. Și, din păcate, am fost neliniștit pentru un motiv bun. Când soarele a apus, am auzit ușa noastră din spate deschizându-se și închizându-se. Erau părinții mei. Am devenit brusc foarte entuziasmat, grăbindu-mă să-i văd la ușă. Cu toate acestea, tot ce era acolo erau urmele noroioase ale unei persoane pe podeaua mea. Ceva nu era în regulă, dar nimeni nu ar fi putut intra în casă, nu-i așa? Polițiștii erau afară. M-am grăbit la etaj să o iau pe Betty. Alergând în dormitorul părinților mei, am auzit dușul curgând. Bătând în ușă, am strigat-o pe Betty pentru a-i atrage atenția. Nu mi-a răspuns. Apoi, mi-am dat seama că nimeni nu face duș cu aparatul auditiv pus. Oh, nu. Atunci am auzit-o pe Nancy țipând de la parter. M-am grăbit la parter. Chiar nu am vrut să merg în camera ei, dar știam că trebuie să o fac. Când am ajuns în camera ei... Da, ai ghicit. Ea a plecat, fereastra fiind deschisă. Unde naiba erau polițiștii? Luând problema în propriile mele mâini, mi-am luat pantofii și am fugit pe ușă. Fugind pe stradă, ochii mei s-au adaptat la întuneric chiar în timp ce o văd pe Nancy intrând în pădure. Aceeași pădure care se afla lângă dealul pe care se afla casa temută Hofmeister. Am strigat după ea, disperat. Dar ea era într-o transă, la fel ca acei copii pe care îi văzusem. Dar nu, nimeni nu m-ar fi crezut atunci. Strângând tot curajul pe care îl aveam, am alergat după Nancy pe măsură ce dispărea în întunericul pădurii. Am alergat adânc în pădurea întunecată, picioarele mele făcând zgomote puternice de troznit pe poteca de pietriș de sub mine. Ajungând la Nancy, am implorat și am rugat-o să se trezească. Nu putea ieși din această stare. Am început să o trag deoparte, dar ea a continuat să meargă mai adânc în pădure. Apoi, pentru a face lucrurile și mai rele, am zărit-o pe Eileen, care era la aproximativ 30-40 de metri în josul potecii de noi. Nu am putut scoate-o pe Nancy din această blestemată de transă. Nu voi uita niciodată cum arătau ochii ei, hipnotizați și dilatați. Mi-a amintit de transa în care șarpele, ca din cartea junglei, îi punea pe oameni. Dintr-o pură disperare, m-am tras înapoi și am lovit-o pe Nancy în față, reușind în sfârșit să o trezesc din transă. Nu avea nicio idee ce naiba se întâmpla, știa doar că trebuie să fugă de Eileen. Eileen a început imediat să alerge după noi. Nu mai văzusem niciodată o femeie în vârstă de 60 de ani să alerge atât de repede. Tot mai repede alergam și noi. Ne pregăteam să plecăm până când halatul de noapte al lui Nancy s-a prins de o ramură de copac. Am tras și am tras de cămașa ei de noapte, încercând cu disperare să o eliberez. Eileen s-a apropiat tot mai mult, chicotind bolnăvicios sub respirație. Când Eileen s-a apropiat la aproximativ 5 metri de noi, rochia lui Nancy s-a desprins în sfârșit de acea blestemată de creangă. Am mers spre ieșirea din pădure, ieșind în fugă pe stradă. M-am uitat peste umăr, exact la timp să o văd pe Eileen întorcându-se și dispărând în întunericul pădurii. Ne-am uitat în jur pe stradă, încercând să găsim mașina de poliție care ar fi trebuit să ne păzească casa. Când în sfârșit i-am găsit, nici măcar nu-și dădeau seama că lipsisem. Nenorociții aia fumau niște țigări cubaneze în loc să ne apere casa de răpitori. Incredibil! Nu m-am simțit niciodată atât de neglijat și nepăzit în viața mea. Părinții mei plecaseră, iar acum poliția nici măcar nu mai avea grijă de mine. Ofițerii aia idioți au venit și au luat-o pe Betty, ducându-ne pe toți trei la secția de poliție. În sfârșit, un loc unde aș fi fost în siguranță, nu-i așa? Încercând să le explic polițiștilor că sora mea a fost supusă unui fel de vrajă de hipnotism voodoo, a fost ca și cum aș fi vorbit cu un zid. Unii polițiști sunt atât de ignoranți, deloc deschiși la minte. Asta e ceva ce nu-mi lipsește de pe pământ. Oamenii din autoritate erau niște nesimțiți. Cel puțin Betty a fost de acord să rămână noaptea acolo cu noi. Vezi despre ce vorbesc? Cea mai drăguță doamnă pe care ai putea să o întâlnești vreodată. La un moment dat, am adormit în secția de poliție, iar Betty și Nancy au adormit și ele. Ceea ce am găsit când ne-am trezit nu era deloc ceea ce și-ar fi dorit oricine să descopere. Un urlet umple aerul. Răcnetul era ca nimic din ce auzisem vreodată. Acel urlet părea că a venit direct din gura iadului. Strigătele polițiștilor umpleau aerul de afară în timp ce ascultam, speriați pentru viețile noastre. Nu a fost până când vuietul s-a stins și țipetele s-au oprit. Ne-am uitat pe fereastră și să vă spun, nu a fost o priveliște plăcută. Zeci de corpuri erau pur și simplu împrăștiate în întreaga parcare și iată-ne, ascunși într-o cameră în spatele stației, neputincioși. Nancy, Betty și cu mine ne-am strecurat pe coridoarele stației, încercând să găsim o ieșire. Am trecut pe lângă un birou exact la timp pentru a vedea unul dintre monitoarele de computer, unul care primea imagini CCTV. Ceea ce am văzut pe monitor a fost șocant. Eileen, smulgând ușa laterală a stației de pe Balamale, ceea ce a fost și mai șocant, a fost fața ei. Ochii erau demonici, pielea ei putrezită și cicatrizată ca un zombi. Dinții ei arătau grotesc, de parcă ar fi avut gura unui consumator de metamfetamine sau ceva de genul acesta. De ce naiba arăta așa? Acum știu răspunsul. Era posedată. Acea vrăjitoare bolnavă a invocat de bunăvoie un blestem pentru a se poseda, doar pentru a pune mâna pe noi. Vrăjitoarea a smuls ușa de la Balamale, alergând pe coridor spre noi. Ne-a prins cu spatele la zid în birou. Și Betty, oh, Doamne, săraca Betty, nu-mi venea să cred ochilor. Eileen tocmai a ridicat-o pe Betty de gât, batjocorind-o. Totul până când Betty a început să se roage la Dumnezeu. Atunci Eileen a fost cuprinsă de o furie necontrolată, stribind-o pe Betty de perete și sfâșind-o de la un membru la altul, chiar în fața lui Nancy și a mea. De asemenea, privind înapoi, nici nu-mi vine să cred că o fetiță de 5 ani a fost obligată să asiste la ceva atât de groasnic. Nu mai văzusem nimic atât de teribil. Desigur, acum am văzut de 1000 de ori mai rău. Ei bine, după ce Betty a fost încet eviscerată, Eileen ne-a adunat pe mine și pe Nancy. Leo a condus până la secția de poliție, apoi ne-a băgat în camioneta albastră, fără vecini care să ne salveze de data aceasta. Înainte să-mi dau seama, eram din nou la locul îngrozitor cunoscut sub numele de Casa Hofmeister. Niciun mobilier de data aceasta, nici portrete înfricoșătoare, nici lumini aprinse, doar un gol pur rău. Eileen și Leo ne-au dus în sufragerie, unde au început să se certe între ei. Leo voia să se distreze cu Nancy, dar Eileen i-a spus să aștepte. Nu-mi venea să cred ce aud. Am vrut să mă ridic și să-i smulg capul. Dacă aș fi putut, până în ziua de azi, îmi doresc să fi putut să-l bat bine pe acel nenorocit bolnav. În timpul acesta, am început să mă întreb unde era David. Probabil că voi avea aceeași soartă ca a fraților mei și a prietenilor lor. Și părinții mei? Ah, Doamne, te rog să-mi spui că nu au făcut-o și ei. Leo, în cele din urmă, s-a săturat de Eileen, spunându-i că avea de gând să obțină ceea ce își dorea. S-a întors să o privească pe surioara mea mai mică, prețioasa Nancy, zâmbind. Vino aici, rază de soare. Acel nenorocit s-a aruncat asupra lui Nancy. M-am repezit spre el, încercând să-l opresc. Tot ce am realizat a fost să primesc o palmă în față. Când Eileen a intervenit, spunându-i că trebuie să aștepte, a primit o lovitură în maxilar. Ei bine, a fost o idee groaznică din partea lui Leo. A uitat idiotul ăla că și soția lui era posedată. Eileen l-a apucat pe Leo, ridicându-l de ceapă. Nancy și cu mine ne-am luat inima în dinți și am fugit. Desigur, ușa din față era chiar pe calea lui Eileen, așa că a trebuit să alergăm mai adânc în casă pentru a găsi o altă ieșire. M-am uitat peste umăr chiar la timp să o văd pe Eileen începând să muște cu putere fața soțului ei, mestecând-o ca un câine care mănâncă oase. Strigătele de durere ale lui Leo erau atât de înfricoșătoare, cât și reconfortante pentru mine. A meritat ce a primit nenorocitul ăla bolnav. Nancy și cu mine ne-am grăbit prin casă, încercând cu disperare să găsim o ieșire. De ce trebuia acea casă să fie atât de mare? Era ca un labirint, iar faptul că puteam auzi mormăitul demonic al lui Eileen, în timp ce încerca disperată să ne găsească, ei bine, asta nu ajuta deloc. În cele din urmă, am găsit o fereastră care dădea spre latura dealului. Am deblocat-o repede, auzind pașii lui Eileen apropiindu-se din ce în ce mai mult. Era o plasă la fereastră, iar eu m-am tras înapoi și mi-am aruncat mâinile în ea. Rupând-o, am dat-o pe Nancy afară, ascultând în același timp sunetele bântuitoare ale pașilor lui Eileen, lovind podelele de lemn. Când Nancy a sărit afară, i-am strigat să fugă. Nu a trebuit să-i spun de două ori. Pe măsură ce începeam să ies pe fereastră, am simțit deodată mâna sau gheara lui Eileen apucându-mi umărul. Am strigat, dar nimeni nu putea să vină să mă ajute. Eileen m-a ridicat cu forța unui campion olimpic, ducându-mă pe coridor și apoi în subsol. Nu, te rog, nu, am gândit, nu subsolul, te rog, nu subsolul. Ei bine, era un subsol, până când Eileen a deschis cu putere ușa și m-a dus în pivnița umedă. A ajuns la baza scărilor, ținându-mă în brațe și a aprins o lumină. Imediat, o figură înfiorătoare a fost iluminată de lumina slabă a subsolului. Era o statuie de 2 metri înălțimea diavolului însuși, completă cu coarne de berbec, ochi înfricoșători, dinți ca sabia, coada bifurcată și picioare cu copite. Aceasta era chestia la care se închinau în acea noapte. Trebuie să fi fost, dar acum era în subsol. Eileen m-a așezat într-un scaun de lemn, astfel încât să fiu față în față cu această statuie groaznică. M-a legat. De data aceasta, chiar asta este, m-am gândit. Eileen a scos apoi o carte neagră cu un fel de simbol satanic pe copertă. Am încercat să o rog, spunându-i că îmi pare rău pentru zvonurile pe care le-am răspândit. Chiar m-am oferit să spun întregului oraș că mințeam și că poveștile mele erau inventate. De ce m-am obosit? Eileen nu voia să audă de așa ceva. Atunci am început să plâng, întrebând-o de ce a trebuit să-mi omoare frații și părinții. Odată ce am spus asta, Eileen a avut o expresie confuză pe față. Ce le-am făcut? A întrebat ea, cu vocea ei profundă și demonică. Ai ucis pe părinții mei? Am spus. Patrick, a spus Eileen. Lucifer nu vrea doar să vadă oamenii murind, vrea să-i vadă în iad, alături de el. Ce? Am întrebat, într-un ton timid. Deci, ai putea spune că familia ta este mai vie ca niciodată acum? A exclamat ea și atunci a fost dezvăluită adevărata realitate. Din colțul întunecat al subsolului, de după statuie, au ieșit părinții mei, frații mei, prietenilor și copiii pe care îi văzusem intrând în casă. David a fost de asemenea printre ei, dar au mers într-un mod asemănător zombilor. Când au pășit cu toții în lumină, am văzut în ochii lor negri ca tăciunele că erau posedați. Acei ochi oribili nu erau ochii oamenilor pe care îi cunoșteam. Toți păreau murdari și abuzați, iar pielea lor părea că a început să putrezească. Eileen a zâmbit cu bucurie la această priveliște. Vezi, Patrick? I-a spus. Mami și tati sunt încă aici. Salută-i pe mama și pe tata. De ce nu-i saluți? M-am uitat la părinții mei, încercând cu disperare să-i fac să-mi răspundă, dar ei dispăruseră. A fost un sentiment groaznic. Salut, Lucifer! A strigat Eileen. Salut, Lucifer! Au repetat oamenii hipnotizați, într-un mod monoton, ca niște zombii. Eileen s-a uitat înapoi la mine. Și acum te vei alătura lor. Eileen a deschis cartea neagră și a început să recite incantații. Zombii, oamenii pe care îi cunoșteam odată, m-au înconjurat și au început să recite împreună cu Eileen. I-am implorat pe frații mei, pe David, pe părinții mei, dar nu a fost de niciun folos. Erau pierduți. Dintr-o dată, buzele statuii, atât de realiste, au început să tremure intens. Am crezut că visez. E amuzant. Când se întâmplă ceva de genul ăsta, tot ce-ți spui este: Doamne, chiar se întâmplă asta? Pleoapele statuii au început să tremure, înainte de a se deschide pentru a dezvălui ochii negri ca tăciunele. Ochii au început să strălucească într-un roșu vibrant, tocmai când maxilarul statuii a început să se deschidă. Și apoi, un răcnet puternic a izbucnit din statuie. Acest urlet a fost chiar mai rău decât urletul demonizat al lui Eileen, mai tare și mult mai profund. O ceață albă în formă de craniu uman a început să se ridice din spatele statuii în timp ce Eileen striga. Am strigat în timp ce ceața se îndrepta spre mine, pătrunzând direct în gura mea, coborând pe gât. Am strigat în timp ce simțeam cum spiritul rău își făcea loc în burta mea, zvârcolindu-se în interiorul meu. Strigătele mele ascuțite au început încet să devină din ce în ce mai profunde, transformându-se într-un răcnet demonic. Asta a fost ceea ce am simțit când am devenit posedat. Acum eram al lui Eileen, dar și mai rău, eram al lui Lucifer. Ultimele luni din viața mea au fost agonizante, deoarece m-am pierdut. Am pierdut cine eram ca persoană, am devenit sclavul zombie malefic al lui Eileen, lucrând pentru a-l servi pe însuși diavolul. A fost ca un vis, eram în controlul acțiunilor mele, dar în același timp nu eram. Munca mea zilnică s-a încheiat când corpul meu a început să se descompună încet. Atunci a fost momentul când Eileen m-a dat la o parte, probabil urmând să mă înlocuiască cu un alt copil nefericit. Și ăsta este motivul pentru care sunt unde sunt acum. Nu are sens pentru mine deloc. Nu merit să fiu în acest loc. Sigur, mi-am trăit ultimele momente ale vieții slujindu-i adversarului Dumnezeu, dar nu a fost alegerea mea. Atunci, de ce sunt aici? Oarecare greșeală? A rămas cerul fără loc? Sau toată lumea vine aici? Sunt și părinții mei aici, frații mei. Poate că acesta este cel mai rău lucru. Nu mi se oferă nici măcar răspunsurile la aceste întrebări. Trăiesc doar în întuneric total și căldură extremă. Indiferent de situație, știu că este vina lui Eileen că sunt aici. E vina lui Eileen. A fost Eileen cea care m-a furat din adevărata lumina cerului. Și de aceea vă scriu din iad. You can't hide. Come here. You can't hide from me.